Astăzi, 22 decembrie, în cadrul unei manifestări solemne organizate la Deva, au fost comemorați eroii Revoluției din 1989. Ceremonia, dedicată marcării a 32 de ani de la sângeroasele evenimente din decembrie 89, care au adus democrația în România după aproape jumătate de secol de comunism, au debutat cu intonarea imnului național. Moment urmat, apoi, de o slujbă religioasă de pomenire a martirilor, oficiată de un impresionant sobor de preoți în frunte cu viitorul episcop al Devei și Hunedoarei, preasfințitul părinte Nestor. Toți eroii, ostașii și luptătorii români din toate timpurile și din toate locurile care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre, în închisori și deportări pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești, pentru libertatea și demnitatea poporului român, pentru reîntregirea neamului și slava Sfintei noastre biserici, odihnește în loc luminat, în locul verdeață, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinul. Și orice greșeală au săvârșit ei cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-le lor. Pomenirea lor din neam în neam în veci să fie pomenirea lor. Veșnică pomenire! A urmat apoi un moment de reculegere ținut în memoria martirilor Revoluției Române, iar în continuarea manifestării au luat cuvântul oficialități locale și județene, precum și reprezentanții ai Asociației Județene a Răniților și Urmașilor Eroilor Martiri decembrie 1989 Deva Hunedoara. În cuvântările lor, aceștia au cinstit memoria celor căzuți pe altarul libertății pentru ca România să fie o țară democratică, sperând că sacrificiul martirilor să nu fi fost în zadar și au reamintit și de aportul hunedorenilor la Revoluția din 89. Copii, tineri, femei și bărbați au luptat pentru libertate și democrație. Sacrificiul celor care și-au vărsat sângele pentru un stat democratic, pentru drepturile și libertățile românilor, nu trebuie niciodată uitat. Avem datoria morală să ne amintim. Îi comemorăm astăzi pe românii care au scris istorie în decembrie 1989. Peste 1100 de oameni au fost împușcați pe stradă, zdrobiți cu taburile, arși și peste 3000 de români au fost răniți în timp ce luptau pentru libertatea noastră. În fiecare an, în luna decembrie, ne plângem eroii martiri. Amintirile răscolesc încă durerea ascunsă a celor care și-au pierdut tatăl, mama, sora, fratele, prietenii care au pierit în acele zile dramatice. Românii au dat glas unei revolte care au dărâmat regimul dictatorial. Au urmat ani grei în care România și-a consolidat o democrație care asigură astăzi românilor condiții de trai, drepturi și libertăți garantate de legea fundamentală. Atât cei care am trăit zilele Revoluției, cât și generațiile viitoare, avem obligația să apărăm valorile pentru care s-au jertfit eroii Revoluției Române. Să nu uităm că libertatea, dreptatea și solidaritatea stau la temelia evoluției noastre ca națiune. Dumnezeu să așeze sufletele eroilor lângă cei drepți, să mângă inimile lor, celor care îi plâng și astăzi, iar nouă să ne dea înțelepciunea pentru a demonstra prin fapte că sacrificiul și jertfa din decembrie 1989 nu au fost în zadar. Astăzi, 22 decembrie, cinstim memoria victimelor comunismului în România și sărbătorim victoria Revoluției Române și a Libertății. Să ne amintim cu tot respectul cuvenit de toți cei care s-au sacrificat cu mult curaj și asumare, mulți dintre ei cu prețul vieții, la înlăturarea dictaturii totalitare în România. Locul lor în istorie este printre eroi. Datorită lor, trăim astăzi într-o democrație la care românii au sperat timp de 45 de ani, perioada comunismului în care drepturile fundamentale au fost încălcate cu brutalitate. Atrocitățile și abuzurile sistemului comunist
din perioada 1945-1989 au curmat și au distrus vieți pentru care prea puțin dintre cei vinovați au plătit. Cinstim cu pioșenie memoria eroilor martiri, ai celor care și-au dat viața pentru ca România să pășească pe un drum nou, să înlăture hidra comunistă care ne-a întinat viețile în perioada 1945-1989. Dar în același timp, permiteți-mi să amintesc faptul că și noi, cei care am rămas în viață în urma Revoluției Române din decembrie 1989, am avut un rol important în alungarea conducerii comuniste aici, în Deva și în diferite localități ale județului Hunedoara. Manifestarea de la Deva, dedicată comemorării eroilor din decembrie 89, s-a încheiat cu depuneri de coroane de flori din partea administrațiilor publice locale și județene, a partidelor politice, a militarilor activi sau în rezervă, precum și a revoluționarilor participanți la evenimentele din urmă cu 32 de ani.